Da, bun găsit. Din punctul meu de vedere, de departe, cele mai importante lucruri se întâmplă pe plan internațional, dar cumva și firesc, lumea e chitită pe ce se întâmplă în România, și anume, subiectul numărul 1, 2 și 3 în acest moment în România este, mă rog, sunt subiectele astea legate de faptul că doamna Diana Șoșoacă a fost interzisă la alegerile prezidențiale, că asta s-a întâmplat. Blocată la alegerile prezidențiale, știți deja, dânsa are o decizie de la Curtea Constituțională a României. Nu poate candida. Uh, și mai are o decizie de la Biroul Electoral Central. Nu mai are niciun fel de cale de atac în acest uh, moment. Foarte, foarte pe scurt, că știți deja știrile, dar urmează să comentez cumva exhaustiv. Candidatura Ianei Șoșoacă respinsă de Biroul Electoral uh, Central, argumentele BEC și scoasă din cursa prezidențială fără cale de atac, domnia sa spune, luptăm până la capăt. Biroul Electoral Central i-a respins Diane Șoșoacă, duminică seară, candidatura depusă din nou, după ce Curtea Constituțională a scos-o din competiția pentru alegerile prezidențiale. Um, argumentele BEC. Hai să vedem argumentele BEC, pentru că deocamdată argumentele de la Curtea Constituțională lipsesc. Urmează să fie motivată hotărârea de la Curtea Constituțională și recunosc că sunt interesat de felul în care uh, va motiva, motiva Curtea Constituțională a României. Dar, ca o concluzie a mea, uh, înainte de a intra foarte în detaliu, ca o concluzie a mea, în România, stimați cetățeni este, va fi, exact ceea ce a fost în ultima perioadă, este și acum, asta va fi și în continuare, și anume stabilitate. Cine nu înțelege această situație, în opinia mea, nu înțelege nimic din ce se întâmplă în România. Tot, totul în România este subsumat acestui deziderat. Stabilitate. Cred că această blocare a Dianei Șoșoacă se subsumează dezideratului denumit stabilitate. Bun. Hai să vedem argumentele BEC pentru respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă. Articolul 1 respinge ca inadmisibile, dar de ce? Uh, nu ne spune. Mai spune că noua solicitare a Dianei Șoșoacă de registrare a candidaturii la funcția de președinte a României a fost depusă fără a fi însoțită de listă de susținători, documentele fiind aceleași depuse inițial în 3 octombrie. Ok. Deci, de fapt, nu știm care, este, uh, care sunt nici argumentele BEC, în opinia mea. Diana Șoșoacă și-a depus din nou candidatura sâmbătă la 23.50, termenul de depunere a candidaturilor a expirat azi noapte la ora 24, însă a depus la 23.50, deci în termen, a spus Tony Greblă, președintele autorității electorale, ok. Deci nu știm, de fapt, ok, nu știm de ce. La prima vedere, mă veți întreba, dacă vă uitați la această emisiune, bănuiesc că de asta vă uitați, cum mi se pare treaba asta? Mi se pare o mizerie? Da, mi se pare o mizerie. Așa mi se pare. Poate n poate părerea mea, bazată evident pe insuficiente date, este, iată, va fi invalidată de apariția mai multor date. Deocamdată, pe baza ceea ce există în spațiul public, pare a fi o mizerie. La prima vedere pare a fi o mizerie și la a doua vedere pare a fi tot o mizerie. La a treia vedere o să constatăm cu toții argumentele și motivarea Curții Constituționale a României. Sigur că în spațiu public au apărut speculații de genul, păi e cu rușii, adică speculații nu în legătură cu doamna Șoșoacă, speculații în legătură cu decizia curții, adică de ce a blocat-o Curtea Constituțională a României pe doamna Șoșoacă. Au apărut speculații că, domne pentru că e cu rușii, pentru că e antisemită, pentru că e așa și pe dincolo. Și uh, mie nu. Știți că eu îl, deza, îl dezagrez, ca să spun așa, pe domnul Zegran, din toate motivele pe care le consider corecte de foarte mulți ani încoace. Dar domnul Zegran, fiind fost judecător la Curtea Constituțională a României, va parcă și președintele acestei curți în epocă, uh, domnia sa este invitat să-și pună părerea de câte ori apare. O, un prilej legat de această curte. Și domnia sa a spus, citesc tot de pe Hodnius, în Constituție nu este interzis să mergi la ambasada Rusiei, ceea ce sigur că este am absolut corect. Repet, nu, eu nu-l agrez pe domnul Zegrean, nu-l simpatizez și, și dacă n-ar fi spus domnul Zegrean, asta aș fi spus eu. Pentru că am citit Constituția României și, într-adevăr, în Constituție, Curtea Constituțională a României se referă la Constituția României. De aceea se numește Curtea Constituțională, că are în vedere Constituția României. Și doam, uh, Curtea Constituțională a României nu aplică sancțiuni. E foarte important asta, nu aplică sancțiuni. Uh, nici nu are rol de diriginte, nici de îndrumar uh, de bună purtare, ci are ca scop uh, vegherea, de apare, uh, de există Curtea Constituțională a României, ca să vegheze la respectarea cadrului constituțional. Bun. Deci, în Constituție nu este interzis să mergi la ambasada Rusiei, spune domnul Zegrean, și are dreptate, este citat de toate staturile de știri. Augustin Zegrean spune că va fi complicat pentru CCR ce să-și motiveze decizia în cazul șoșoacă. Sigur că va fi complicat. Dar așteptăm, eu sunt foarte interesat, strict tehnic. Altfel, uh, vă mai pun în context. Dați un pic să vă mai pun în context. Deci avem pe G4 media. Știți că la România, în România sunt mulți candidați la președinția României. În general, în spațiu public, se face vorbire doar despre, să zicem, primii cinci conform sondajelor de opinie. Eu știți că nu dau doi bani găuriți pe sondajele de opinie, nici nu le deschid. Când văd titlul un nou sondaj de opinie, nu mă interesează. În vedere dezastrul care s-a întâmplat din acest punct de vedere al sondajelor de opinie la alegerile europarlamentare și locale, nu. Deci nu îmi bat capul, nu îmi pierd timpul. Cu sondaje de opinie, dar media din România este preocupată cam cu primii cinci uh, candidați la președinția României, conform sondajelor. Dar ei sunt mult mai mulți candidați. Atunci, vă arăt aici pe G4 Media, BECA a admis înregistrarea candidaturilor lui Marcel Ciolacu, Ludovic Orban, Cristian Diaconescu, Cristian Terheș, Ana Birceal, Silviu Predoiu, domnul Predoiu a fost șef militar al SIE, Alexandra Beatriz Bertalan Păcuraru, cred că e o doamnă care apărea pe la Realitatea TV, și Popescu Sebastian Constantin. Deci, iată, toate aceste persoane îl scoate în păciolacul din ecuație pentru că e președintele PSD și edita mai partidul, și, a, deci are aparat și cuprirea strângerilor de semnături, dar, atenție, deci beca a admis candidatura domnului Ludovic Orban, care este în acest moment președintele unei formațiuni absolut episodice. Nu, am văzut la alegerile locale. Nu mă bazez pe sondaje, ci pe locale. Cristian Diaconescu, de asemenea, absolut marginal din punctul de vedere al susținerii de partid. Cristian Terheș, tocmai și-a făcut-o, a plecat, de înțeleg, de la Aur și a făcut tot așa un partiduleț. Ana Birceal, îți dai seama. Silviu Predoiu, nici nu știu cine îl susține pe Silviu Predoiu, nu știu cine a strâns semnăturile. Știți că în România așa e legea că să strângă semnături, un număr, ceva, din punctul de vedere, o lege absolut ineptă, absolut ineptă. Ok, Alexandra Păcuraru, o semnat atâția oameni, adică fi semnat, nu zic, să de dat seama, cu Sebastian Constantin. Doamne ajută, nici nu știu acum, dacă mă luați repede, nici nu știu cine este domnul uh, Sebastian Constantin. Deci, toate aceste persoane au fost admise de Biroul Electoral Central într-o candidatură. Doamna Șoșoacă nu. Doamna Șoșoacă n-a fost. Um. Eu personal vorbesc ca să mă înțelegeți. Din punctul de vedere al unei absolut relaxat. Nici nu cred că mă duc să votez. Adică poate mă duc, dar deocamdată nu mă duc. Adică nu. 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 N-am niciun fel de străbatere. Dacă iese, nu știu. Domnul Ciolacu, președinte României. E ok. N-am nicio treabă. Domnul Ciucă, președintele României. Bine. nicio treabă. Domnul Joană, președinte României. Bine, nicio treabă. Doamna Lasconi, președintă. Ok, bine, n-am nicio treabă. Deci, domnul Simion, dacă iese, eu personal n-am niciun fel de străbatere. Doamna Șoșoacă, dacă iese, nu mai iese, că nu participă. N-am niciun fel de străbatere. Doamna, nu știu, domnul Cristian Diaconescu, nicio problemă. Tuș, cine vreți dumneavoastră? Domnul Silviu Predoiu, n-am nicio treabă. Deci, sunt complet relaxat, complet neutru. Mi-am petrecut ultimii 20 de ani din viață um, angajându-mă, pentru că am crezut în demersul meu, angajându-mă în niște crampe teribile existențiale, aș putea să le spun, crezând în eficiența și în, în eficiența și în, în necesitatea demersului meu, absolut o prostie, absolut o tâmpenie din partea mea, ca atare nu, nu sunt absolut relaxat cu orice fel de dezinvățământ. Deci, de-aia vă spun, sunt complet neutru, emoțional și Subiectiv, perfect neutru. Eu sunt pentru candidaturi, știți că am spus întotdeauna, cu cât mai multă lume candidează, cu atât poporul român, mă rog, cetă nici nu sunt cetățeni, oamenii care trăiesc în România sau în afară, se duc la vot, au atât de multe opțiuni și exprimă opțiunile, ca atare, devine, cu atât devine mai ilegitimă la inerentă, pentru că după fiecare rând de alegeri urmează un rând de miorloială, ați văzut. Așa e la români românii se duc la vot dintr-un singur motiv, ca să aibă pe cine să înjure în secunda 2 după ce au votat. Și să plângă și să spună cum sunt ei minunați, dar clasa politică e nasoală. Nu. Clasa politică nu e nici mai brează, nici mai nasoală decât este cetățeanul din România. Este fix la fel. Ok, revenind. Deci, singura persoană care nu poate participa la aceste alegeri, pare că singura persoană, nu știu dacă mai e alta, care a fost în mod clar blocată de către, iată, două instituții ale statului să participe la uh, alegeri, este doamna Șoșoacă. În rest, toată lumea participă. Mi se pare în regulă asta? Absolut nu. Deloc. Aștept, deci, cu interes argumentele Curții Constituționale? Da. Aceste argumente pe care le-am văzut viscerale în spațiu public, că e antisemită, că e cu rușii, că e... Bun. Asta că e cu rușii. Scrie în Constituție, trebuie să fim împotriva rușilor? Scrie în Constituție, face vreo referire la ruși în Constituție? Răspuns, nu. Bun. Deci nu se face. A constatat și domnul Zegren. Nu se face nicio referire la ruși în Constituția României. Nu. Ok. Ca atare, poate lua Curtea Constituțională în considerare dacă o persoană e cu rușii, orice ar însemna asta? Răspuns. Nu. Că nu. Despre asta e Constituția României. Bun. Există. Suntem în război cu rușii? Adică nu știu. Suntem în război? Legal vorbind, vreau să spun, din punct de vedere legal. Adică le-am declarat război, ne-au declarat război. Din câte știu, nu. Ok. Um, asta cu se duce la ambasada Rusiei. Știți de ce se poate duce doamna Șoșoacă la ambasada Rusiei? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că există ambasada Rusiei. România nu și-a întrerupt relațiile diplomatice cu Rusia. Deci nu este domne, nu, gata, având în vedere războiul legal și neprovocat, sau nu știu, orice alte argumente absolut valabile, întrerupem relațiile diplomatice cu Rusia. Noi nu avem relațiile diplomatice întrerupte. De-aia doamna Șoșoacă se duce la ambasada Rusiei, pentru că există ambasada Rusiei. Într-o țară care nu. care și-ar fi întrerupt relațiile diplomatice cu Rusia, nu mai există ambasada Rusiei. Că nu mai au relații diplomatice, mă înțelegeți? Deci, asta că e cu rușii este o retorică, să-i spunem, politică. Eu știu că, mă rog, Curtea Constituțională aplică și anume Constituția. De fapt, vechează la respectarea Constituției și orice fel de instituție care se ocupă cu legea trebuie să aplice legea. De-aia întreb. Există vreo lege antiruși în România? Din câte știu, nu. Poate există. Dacă există, domnule, conform legii antiruși, nu știu. Ok. Um... Acum, în legătură cu antisemitismul, vă dați seama că nu judec. Eu nici nu cred că am elementele, că pe mine nu prea mă interesează doamna Șoșoacă. Eu nu mă documentez despre doamna Șoșoacă. Știu obsesia mediei, media din România despre doamna Șoșoacă. E non-stop, iată ce a zis Șoșoacă, iată ce a făcut Șoșoacă. Pe mine știți, am, dacă v-ați mai uitat la emisiune sau la emisiunea la care particip, nu mă interesează deloc ce face doamna Șoșoacă. Nu monitorizez, nu mi se pare important. Nu, nu, mă interesează. Ca atare s-ar putea ca unele, multe dintre aspectele prodigioasei activității a domniei sale să-mi scape. Că nu mă interesează doamna Șoșoacă. Deci, dar pe, pe bază de antisemitism, de asemenea, există niște reglementări și există niște legi. Dacă dânsa ar fi încălcat, poate a încălcat. Nu zic, dar dacă a încălcat acele legi, acele reglementări, sunt instituții care se ocupă cu așa ceva. Apropo de asta de criteriu, văd că și doamna Lasconi văzută ca un, de către unii, doamna Lasconi e văzută de către unii ca beneficiar al blocării doamnei Șoșoacă, zicând, speculând înși, imaginându-și, anticipând și calculând că mare parte din electoratul doamnei Șoșoacă, de fapt, se duce către doamna Lasconi. Am văzut astfel de opinii, nu puține. comentez imediat și asta. Dar revenind la partea... Văd că doamna Lasconi judecă diverse persoane sau evenimente sau situații prin lentila antirusească. De exemplu, zice doamna Lasconi astăzi, în legătură cu înaltă sfinția sa, Teodosie. Zice doamna Lasconi, imediat vă spun, zice doamna Lasconi ceva cu, de, dacă aș și găsi, gata. alt, Elena Lasconi despre Teodosie, uite, zice. Însă, e aripa rusă din Biserica Ortodoxă. Ar fi trebuit să fie de mult timp exclus. Exclus de unde? Din Biserica Ortodoxă, nu? Zicând dânsa că este, adică dânsa evaluând dânsa că Teodosie aripa rusă din Biserica Ortodoxă. Acum, Biserica Ortodoxă. Acum, vreau să seama, deci dânsa e candidat la președinție și vorbește despre un alt membru. Al Bisericii Ortodoxe din România, că ar fi trebuit exclus de această instituție pentru că dânsul este aripa rusă. Habar n-am ce înseamnă aripa rusă în Biserica Ortodoxă, nu știu ce înseamnă exact. Știu că rușii sunt și ei ortodoxi, adică asta știu. Ce înseamnă aripa rusă din Biserica Ortodoxă, nu știu. Adică ce aripi mai sunt. Nu. Există aripa rusă, bănuiesc că nu e singur aripă, mai fi, nu știu. Există aripa, care aripă mai există? Există și aripa tânără, de exemplu. Știți, aia PNL, aripa tânără. Mai țineți-ne când era PNL, aripa tânără, acum 150 de minute. Adică ce aripi mai există? Ce aripi ar mai putea să fie? Aripa biserică Ordu... Nu, eu nu contest cu Co exista, nu, nu mă pricep deloc și nu, nu știu ce înseamnă aripa. Da, poate doamna Lasconi ar fi bine să revină sau... Mi se pare un, un uh, discurs ăsta uh, cu exclusul și cu interzisul pe bază de rusism. Uh, ok. Deci avem această lentilă antirusă. Acum, dacă judecăm toate evenimentele și toate persoanele doar prin lentila antirusă, iertați-mă, mareșalul Antonescu despre care Adrian năstase, în nemărginita sa înțelepciune, a dat o lege. Deci eu acum, de exemplu, dacă mă apuc și din punct de vedere istoric să vă spun despre mareșalul Antonescu care a ajuns până la Stalingrad, da? mă gândesc că în această frenezie antirusească din România, ar putea părea că -l, poate să înțelege că îl vorbesc de bine. Pe Mareșalul Antonescu există o lege în vigoare, dată de, de Adrian Stase în nesfârșit lui în că nu ai voie să, practic, nu prea ai voie să vorbești despre Mareșalul Antonescu. Pentru că dacă riști să se înțeleagă cumva că ai zis ceva bun despre Mareșalul Antonescu, riși pârnaie. Deci eu dacă zic acum că Mareșalul Antonescu a fost foarte antirus, E greu de găsit un personaj mai antirus decât era mareșalul Antonescu în istoria României. E greu de găsit, e, concurs... e concurs greu aici. Deci, dacă eu spun că mareșalul Antonescu era antirus crâncen, se poate fac părnaie. Pentru că zice, Bate, tu nu cumva, fând această singura lentilă în care cântărim evenimente, persoane, situații, este asta antirusească zic, bă, pare că laud pe Mareșal Antonescu zicând că era antirus. Am văzut că s-au enervat unii pe studiuri când am zis că unul dintre ăia care erau foarte împotriva rușilor în istoria României, mai recentă sau mai îndepărtată, era Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu. Era, nu era cu rușii. Chiar nu. Ba, cumva de-asta i s-a și tras. Și de-asta i s-a și tras. Știți, cu toată treaba cu Gorbaciov și cu numai erau acum, că am vorbit în tone de emisiuni. E istorie, nu e... Nu... Așa. Uri uh, au interpretat unii că eu zicând că totuși Ceaușescu era foarte antirus, bă, stai puțin că Ceaușescu era un bou. Păi, putea să fie oricum, dar era antirus. Deci, asta, clar. Dar unii interpretau, că adică, bătul l-au spus Ceaușescu. Bun. De asta spun. Deci, cumva, lentila în acest singur criteriu, cumva, în societate, a, de fapt și cu Joana. Joana e cu ruși. Ați văzut asta? E o campanie întreagă. Joana e cu ruși. Totul este despre ruși în cel puțin până acum, totul este despre ruși. Ați văzut? În România. Acum, nu, sigur, nu, nu e legitimă orice fel de paradigmă, inclusiv psihologică, în care să ne găsim chiar numere mari de cetățeni să fie într-o anumită paradigmă psihologică, dar cu multă intensitate. Totuși, Curtea Constituțională a României aplică Constituția. De fapt, cântărește în legătură și anume cu Constituția, cu nimic altceva. Diferite instituții ale statului cântăresc în funcție de niște legi. Deci câtă vreme nu există lege antirusească în România, câtă vreme România nu e încă, nu e încă în război cu Rusia. Nu, nu ne-am declarat război sau asta. Și nu sunt întrerupte relațiile diplomatice în sensul că există ambasada Rusiei în România, um, Rusism, Pro-rusismul, doamnei șoșoacă, nu e un criteriu legal. M-ați înțeles? Poate să fie un criteriu electoral, un criteriu politic, un criteriu uman, un criteriu social, un criteriu de multe puncte de dată, legal nu. Deloc. Nu există criteriu, uh, criteriu rusesc în momentul în care noi vorbim. Eu nu văd că poate reprezenta un criteriu legal. Bun. Uh, acum, în legătură cu... Uh, Așa. Deci, Cine, uh, mulți spun, mulți spune, au spus din prima, domne, asta este manevra PSD-ului, blocând o pe doamna Șoșoacă. De fapt, e manevra PSD-ului, care, blocând o pe doamna Șoșoacă, astfel îi, uh, îi asigură lui Simeon, domnului Simeon de la Aur, accederea în turul 2 pentru că voturile doamnei Șoșoacă vor migra în mod natural, cetățenii care ar fi votat-o pe doamna Șoșoacă pe discursul suveranist și așa mai departe, cu celelalte ingrediente, acum vor migra către domnul Simion de la aur. Și atunci domnul Simion plus voturile doamnei Șoșoacă, oricâte ar fi, probabil nu puține. Așa? Acum domnul Simion ajunge în turul 2 cu domnul uh, Ciolacu. Și ca atare, românii se vor afla în paradigma din până în anii 2000, în care uh, domnul Ion Iliescu a ajuns în turul 2 cu domnul Corneliu Vadim Tudor. Și atunci, inclusiv Doina Cornea, o celebră dizidentă anticomunistă și un opozant frenetic al domnului Ion Iliescu, a zis, haide să-l votăm pe Ion Iliescu ca să nu iasă Vadim Tudor. Și atunci, domnul uh, Ciolacu, dacă va ajunge și iată, deci spun cei spun cei care cred asta, va ajunge în turul 2 cu domnul Simion pentru că au blocat-o pe doamna Șoșoac, atunci e clar că Ciolacu câștigă liniștit alegerile prezidențiale fără nicio emoție. Cu oricare alt personaj în turul 2 ar fi avut emoții, domnul Ciolacu, zic cei care comentează în acest registru, pentru că PSD-ul întotdeauna a pierdut în turul 2. Și indiferent cât de multe voturi a avut PSD-ul în turul 1, candidatul PSD-ului în turul 1, în turul 2, antipesediștii s-au unit și l-au trântit pe pesedist. Ca atare singura șansă a pesedistului, în cazul nostru, acum îl cheamă uh, Marcel Ciolacu, singura șansă a pesedistului să câștige turul 2, deci președinția României, este aia în care pesedistul Ion Iliescu a câștigat în fața lui din Tudor, pentru că, mă rog, era Vadim Tudor și atunci lumea a votat cu Ion Iliescu s-a dus la disperare să nu iasă Vadim Tudor. Da? Asta, asta este ideea. Să poate treaba asta în, la, in, Deci, asta cu... Eu nu în, în momentul ăsta în România, eu nu cred că există calcule, decizii și acțiuni interne prin decizie și... Nu, prin inițiativă internă. Adică, S-au gândit sediști, băi, fii atent, hai să facem un plan. Și noi acum facem așa, dregem așa, pa, 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 și ne este așa. Nu. Eu cred că în acest moment inițiativele interne nu contează. Deloc. De ce? Pentru că în România trebuie să existe stabilitate. O să vedeți, vă citesc acum, o să vedeți actualitatea internațională, inclusiv asta din Ucraina, mai zic, în Orientul Mijlociu, unde lucrurile, nu o să vedem săptămâna asta, nu mai, nu mai, avem mult de așteptat, poate chiar în noaptea asta o să vedem lucruri crâncene, care s-ar să ne implice cât se poate de direct. Ca atare, în România trebuie să fie stabilitate. Totul este subsumat stabilității. Aceste, idee ideea că niște politicieni în România au ei în momentul ăsta inițiative, deci interne, la nivelul lor, de politică internă, și domne, fac ei așa. Eu nu cred asta. Poate că e așa. Eu nu, poate că e așa. Eu nu cred asta. Deci eu cred că totul este subsumat stabilității. Adică există comandamente mult peste politicienii din România, indiferent cum îi cheamă, noi îi nominați iar spolcare. Mult superioare lor. Mult. Și aceste comandamente superioare se aplică. Și se aplică și asta e. Așa cred. Bun. Există deci cetățeni care spun că e manevra pesedistă să o blocheze pe doamna Șoșoacă astfel încât să, există cetățeni care nici ei nu sunt puțin la număr, care spun nu. Această manevră de fapt sau această blocare, această situație de fapt, cu doamna Șoșoacă blocată, o avantajează pe doamna Lasconi. De ce, zic dânsii? Pentru că doamna Șoșoacă este o doamnă, cum este și doamna Lasconi, deci cei care votează o femeie sunt tentați să voteze tot o femeie, pentru că Asta e paradigma în care erau. Și doamna Lasconi are, și eu am remarcat asta, separat de situația cu doamna Șoșoac, am remarcat zilele trecute, săptămânile trecute, faptul că doamna Lasconi are un discurs cu multe elemente suveraniste. Și are cruci la gât, adică este, excede sfera mult. Ba chiar cumva contrazice, după părerea mea, aria de acțiune intră pe contrasensul acțiunii useriste, care nu e cu religia, nu e vrem spitale, nu catedrale. Adică, mă rog, știți, da, direcția de mers a useri... ei doamna Lasconi e cu religia, doamna Lasconi e cu sufletul, doamna Lasconi e cu. Deci are toate aceste ingrediente care uh, ies mult din direcția de acțiune tradițională useristă. Uh, și atunci există elemente, apropo de um, suveranism, există elemente, îi spunem, naționale, nu naționaliste, elemente naționale în discursul doamnei Lasconi. Ca atare, unii spun că nu vor migra voturile doamnei Șoșoacă, dar către domnul Simion, ci vor migra către doamna Lasconi. Ca atare, dacă s-ar întâmpla așa, atunci doamna Lasconi are mari șanse să intre în turul 2 cu domnul Ciolacu. Asta este, astea sunt cele. Eu n-am văzut pe nimeni să spună, domne, voturile de la doamna Șoșoacă se vor duce la domnul Ciucă sau se vor duce la domnul Joană. Acum, domnul Joană l-am văzut astăzi la televizor. L-am văzut astăzi îngrijorat de această decizie a Curții Constituționale și se gândea dacă nu cumva avem de-a face cu un derapaj de antidemocratic uh, și îngrijorat, deci, că un cetățean, oricare ar fi el, poate fi blocat uh, să candideze. unde Mai ales că e vorba chiar despre un cetățean. Nu n-a mai fost nimeni blocat. Doar doamna Șoșoacă. Așa? Uh, PNL-ul, de asemenea, este uh, foarte alarmat. Acum... Sigur că ne putem întreba, PNL-ul este alarmat de această situație pentru o preocupare sănătoasă, corectă, morală, pentru democrație și pentru o potențială încălcare a democrației, un abuz, potențial abuz, sau pentru că astfel domnul Ciucă își diminuează șansele de a intra în turul 2, întrucât e greu de crezut că voturile de la doamna Șoșoacă migrează către domnul Ciucă. E o întrebare și asta. Bine, e o întrebare la fel și la domnul Geanu, Noi ne putem întreba multe lucruri, eu doar menționez toate întrebările din spațiu public. Recunosc că eu nu sunt atât în paradigma, adică cine și-a făcut, dacă există un calcul în decizia aceasta care o blochează pe doamna Șoșoacă, în aceste decizii, că sunt două, una de la Curtea Constituțională, una de la Biroul Electoral Central, dacă există un calcul care a dus la această situație, la această decizie, eu nu sunt foarte convins că voturile doamnei Șoșoacă se duc preponderent la domnul Simion. Nu sunt foarte convins. Uh, poate unii dintre... Adică, nu neg, se poate întâmpla orice. Dar tocmai pentru că se poate întâmpla orice, se poate întâmpla și să nu se ducă majoritatea voturilor care -ar, pe care le-ar fi luat doamna Șoșoacă să se ducă și anume către domnul Simion. Uh, se poate, absolut că se poate și asta. Poate mulți dintre oamenii care ar fi votat cu doamna Șoșoacă nu se mai duc la vot, pur și simplu. De exemplu. Poate că unii vor vota cu doamna Lasconi. Se poate? Da, se poate. Greu de crezut, nimic nu e imposibil însă, că vor migra, nu știu, către domnul Joană, către domnul Ciucă, către domnul Ciolacu. Greu de crezut. Dar către doamna Lasconi ar putea să migreze. Da. Ar putea să migreze și către Domnul Ta poate ar putea să migreze jumii jumătate. Sau poate cea mai mare parte a, vot a votanților doamnei Șoșoacă nu se mai duc la vot. Zic nu e doamna Șoșoacă, eu nu votez cu Simeon, că așa, și nu votez cu Serista, de exemplu. Poate, poate să fie, poate să fie. Uh, având în vedere uh, tot ceea ce s-a întâmplat în uh, România, e posibil orice. Eu am văzut... Asta, cel, mai elocvent este exemplul domnului Claus Werner Iohannis. Nu știa nimeni, nimen nimeni, nimeni, nimeni. Nu știa nimeni pe domnul Klaus Claus Iohannis. Ba mai mult, era foarte antipatic. Ba a întrebat de ce alții, alți profesori n-au șase case, a zis ghinion. Adică a făcut toate lucrurile pe care, rele pe care le putea face. Nu era carismatic nu avea notorietate. Sau, adică doar că era pe elementele pozitive, că e neamț, românii au fetișizat nemțărăria întotdeauna, ok, e neamț și a, vă, a văruit centrul Sibiului. Ok, Sibiu fiind cât două scări de bloc din sectorul 3, totuși. Ok. Asta era, erau elementele pozitive ale lui Claus Iohannis. Elementele negative fiind fără număr. Cu toate astea, românii s-au dus în număr mare și chiar l-au votat pe Claus Iohannis. Deci, e posibil orice până la urmă. Dar, și acest calcul, dacă există un calcul care a dus la blocarea doamnei Șoșoacă și există elemente că acest calcul, de fapt, duce într-o zonă de instabilitate, lucrurile se vor legla așa, în sensul stabilității. N-am niciun fel de... sunt 100% aici, n-am nici măcar o, o fracțiune de procent, nu acord o fracțiune de procent unei alte posibilități decât stabilitatea. Nu există, nu există. În România va fi stabilitate în sensul, nu al neapărat al Dexului, fără să excludă însă noțiunea din de Dex, dar stabilitate în sensul pe care l-am văzut până acum, nu mai descriu încă o dată. Bun, așa, surse, uite, peste tot pe surse. Autoritatea electorală a refuzat de conturi de peste 2 milioane de euro pentru aur. O parte din bani ar fi venit de la Maricel Păcuraru, Patronul, Realitatea Plus. Ok. Uh, nu -am, am ce să comentez aici, chiar nu e. N-am ce. Uh, mai domnul uh, Crin Antonescu, ați văzut un comentator frenetic în ultimele zile? Ia stați un pic să vedem. În ultimele zile? Zice că. Uh, cumva zice ca mine, că va fi. Uh, Bun. Vorbește despre domnul Ciucă, da, care a făcut o referire la Churchill, comentând situația de astăzi. Nu, ni, nu avem timp și nici nu cred că aveți. Putem să facem asta. Adică am, despre Churchill mai știu și eu. M-am mai făcut, am mai văzut. Uh, Dar nu. Bun, comentează ce a zis domnul Ciucă despre Churchill și la sfârșit zice că uh, uh, nu crede că. Există un beneficiar unic al acestei situații. Deci, cumva, ia și dânsă un calcul că nu poate exista un beneficiar unic al acestei situații, ceea ce și eu iau un calcul asta, că nu e ca și cum, domne, e. Bun. Tați că îmi primesc tot felul de mesaje, văd că lumea este foarte. Uh... Ok. Da. Știri cu tare. Bun. Uh... Mai e ceva de spus despre situația asta? Bun, toate calculele în jurnalul național găsiți. Ce anume? Zic că le citeți. Nu. Ok. Ca toate calculele pentru Palatul Cotroceni trec prin... șoșoacă, spune jurnalul național pe pagina 1. nu favoriți pentru finala prezidențială comportament rasist, antisemit, prietenic cu Rusia, reclamate în contestația admisă de CCR. Eu nu contest, eu, repet, nici nu cunosc foarte bine activitatea doamnei Șoșoacă, nu m-a interesat. Să zicem că are, toate aceste lucruri sunt așa sunt. Adică, uite, comportament rasist, o avea comportament. Nu, eu nu m-am preocupat cu doamna Șoșoacă. Antisemit, o avea. Prietenii cu Rusia, o avea. Reclamate în contestația administrată de CCR. Eu vă întreb. Există în Constituție asta, nu, nu fac referire la rasism și la antisemitism, deci, dar nu la asta, la prietenia cu Rusia. Există un articol în Constituție care interzice prietenia cu Rusia? Dacă există, nu există. Conform articolului cu tare, unde Nu există. Ok. Uh, da, eu o analiză exhaustivă. Aici, principalul beneficiar al deciziei CCR este liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune Jurnalul Național. Bun, e posibil. Uh, e posibil în sensul că uh, domnul Simion are șanse să intre în turul 2 și atunci cohorte de cetățeni se vor ce să-l voteze pe domnul Ciolacu ca să nu fie domnul Simion președinte al României. Dar eu iau în calcul și altă variantă pe care vă spus să ei nu mai reiau acum. Acum, în legătură cu ce se întâmplă și în Ucraina și în Orientul uh, Mijlociu. Uh, armata israeliană ne spune, deci încă suntem pe 6 octombrie, mâine este 7 octombrie, se împlinește un an despre, de la acel atac uh, oribil, odios și sinistru. Din 7 octombrie deci se împlinește un an și astăzi armata israeliană ne spune că ramura armată a Hamas a fost învinsă. Vedeți aici, ramura armată a Hamas a fost învinsă, dar ducem un război de durată. Sigur că cineva s-ar putea întreba, da, eu nu sunt eu acela, dar cineva s-ar putea întreba, am văzut unele comentarii în presa internațională, dacă ramura Hamas a fost învinsă, ok, atunci cu cine se duce războiul de durată? Dacă ramura armată a fost învinsă, cu cine se mai duce războiul de durată? Dar nu intrăm în această Dezbatere, doar v-am spus că există comentarii diverse în România, nu, nu o să vedeți, și de aia nu mă apuc eu să fac eu, nu mă apuc să fac eu comentarii diverse. Dar vă spun că, față de uh, presa din România, din România, dar și spectrul politic din România, care este cumva absolut unidirecțional și uh, în, în aceeași paradigmă, în cuvinte puține și uh, propoziții viguroase simple. În spațiul internațional și mediatic și politic, lucrurile sunt destul de complexe. Există o diversitate, există o complexitate, ea nu se regăsește în uh, spațiul public din România, de-aia nu mă apuc eu acum să fac alt fel de comentarii decât să vă semnalez uh, ceea ce este mai uh, important și prognoza mea personală este că. Uh, eu, eu documentându-mă însă exhaustiv despre situația din Orientul Mijlociu, dintr-un singur motiv mă interesează, există mai multe motive pentru care mă interesează, dar ăla principal, principal, că eu cred că ceea ce se întâmplă în zilele acestea, în Orientul Mijlociu, are cel mai mare potențial să degenereze nu într-un război zonal, ca asta deja e un război zonal, ci într-un război mondial. Că și ceea ce se întâmplă în Ucraina are potențialul de a degenera într-un război mondial, sigur că are. Dar zilele astea, astea nu știu, peste două săptămâni, peste o lună. Acum, când noi... Eu cred că în Orientul Mijlociu există cel mai mare potențial de uh, generare a unui război mondial. Ne uităm pe CNN, deschid cnn.com și avem... Da, bun sunt în continuare, se bombardează Beirutul uh, de către armata israeliană sunt imagini în presa internațională, uh, sunt imagini și cu exploziile, sunt imagini și cu... Uh, victimele uh, acestor uh, bombardamente. Uh, nu ne apucăm, în niciun caz nu mă apuc eu uh, și nu uh, pe, pe postul de televiziune să prezint astfel de lucruri. Deschid site-ul CNN. Site-ul CNN se deschide în felul următor. Vedeți? Principala știre asta din stânga este că Netanyahu, domnul Netanyahu, premierul guvernului din Israel, spune că Israel uh, faces ori se confruntă cu un război pe șapte fronturi. Cu șapte fronturi. Uh, zice că Israel, vedeți aici, Israel uh, potențial se confruntă cu Iran, Hezbollah, Hamas, Houthis, care sunt în uh, zi, că uh, am un lapsus, desigur. Uh, ok, mi-aduc aminte. Teroriștii, din, deci se confruntă cu Iran, Hezbollah, Hamas, Houthis, ok, Uh, teroriștii din West Bank și milițiile șiite din Irak și Siria. Da? Deci astea sunt cele șapte fronturi. Uh, Doamne Dumnezeule, rebelii Hutis, că nu, nu, pot să trec peste asta. Deci rebelii Hutis sunt în Yemen, exact. Mulțumesc, Andreea Sava. Sunt în Yemen. Am momentele astea de lapsă, știți, cu numele. Așa. Um, Știți că de, poate mă întrebați de ce nu mă apuc eu să comentez, poate da de ce nu comentezi? Și vă spun de ce nu comentez. Adică vă prezint doar fără să fac niciun fel de aprecieri, nici calitative, nici cantitative, nici să mă apuc eu să discern e, între lucruri complicate deși aș putea. E, știți că tocmai a fost declarat în Israel persoana non grata secretarul general al organizației națiunilor unite a fost declarat persoana non grata. Persoana non grata în Israel pentru că Citez, susține teroriștii, secretarul general al ONU, și vă mai arăt un titlu, un titlu foarte tare, care e despre o situație foarte tare. Îl arăt de pe Hot News, zice, Macron, atenție, Macron cere oprirea livrărilor de arme către Israel. Hai să dăm în full, te rog. Deci, pe mine mă interesează. Bun, mă interesează absolut tot acolo, dar la ce fac referire în momentul ăsta? Macron cere oprirea livrărilor de arme către Israel, Netanyahu să-i fie rușine. I-a zis lui Macron să-i fie rușine. Deci, da, înțelegeți situațiile. Înțelegeți situația. Bun. Trupele Israel... Așa. De ce news? De ce news ne spune că după ce domnul Netanyahu i-a spus domnului Macron să-i fie rușine, pentru că domnul Macron a zis să se oprească livrările de arme către Israel, Macron a vorbit la telefon cu Netanyahu după schimbul dur de replici. Asta este o știre. Președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat duminică în cadrul unei convorbi telefonice cu primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu, angajamentul de neclintit al Franței pentru securitatea Israelului. Totodată, Macron a subliniat urgența unei administrații în Gaza și Liban, conform anunțului făcut de Palatul Elize. Bun, eu Sper că nu ne îmbătăm cu apă rece, nu există, nu va exista. Eu v-am mai spus uh, și când domnul președinte Biden de nenumărate ori a spus uh, că trebuie armistițiu în Gaza, bon, de, nenumărate ori. De, de câte ori s-a dus domnul Blinken uh, trimis în acest scop în Israel de nenumărate ori, eu v-am spus de fiecare dată că nu va exista niciun fel de armistițiu. Deci, faptul că domnul președinte Macron subliniază urgența unui armistițiu... Eu, am luat notă, dar eu sunt absolut convins că nu va exista niciun fel de armistițiu. Situația rămânând aceasta, pe care ne-o arată aici CNN-ul deschizând nu degeaba cu acest titlu, Israelul se va confrunta cu un război pe șapte fronturi. În opinia domnului Netanyahu, șapte fronturi, pe lângă Iran. Iran însemnând ce înseamnă război cu Iran? Înseamnă război cu Iran. Da? Război cu Iran. Hezbollah, OK, Hamas, am înțeles, Houthis, e război cu Houthis de o grămadă de timp, teroriștii din West Bank, foarte interesant, teroriștii din West Bank și, și milițiile șiite din Irak și Siria. Eu vă reamintesc că palestinienii sunt suniți. Am, am mai făcut, doar am prezentat din punct de vedere istoric cum s-au întâmplat uh, lucrurile. De asemenea, domnul uh, președinte Biden, a lansat un apel să nu fie bombardate uh, instalațiile nucleare ale Iranului. Eu n-am niciun fel de îndoială, poate că nu se va întâmpla, dar eu așa am prognozez eu mie, mie de cetățean trăitor pe planeta Pământ gândindu-mă ce s-ar putea întâmpla în Orientul Mijlociu de acum înainte. N-am niciun fel de îndoială că vor fi bombardate și uite să vedem și să vedem ce se întâmplă în această noapte. Eu am văzut ce spun uh, și pe Twitter și în alte zone cei din administrația israeliană cum comentează și cum. Mă gândesc, mă gândesc ce se va întâmpla, de exemplu, în această noapte. Poate în această noapte nu se va întâmpla nimic sau poate că din potrivă vor fi. Există, hai să trecem un pic acum la uh, Ucraina, este o știre pe ziare Com, sau un titlu de fapt, pe ziare Com rușii sparg apărarea ucraineană în direcția curacove. Uh... Ce oraș este amenințat? În regiunea Doneț, în regiunea Curacove, în satul nu știu care, rușii au străpuns apărarea ucraineană de-a lungul uh, căii ferate, susține pe canalul său de Telegram jurnalistul militar ucrainean și cum îl, ne spune, cum îl cheamă, ocupanții sunt acum în partea de vest a satului și atacă o fermă avicolă, scrie jurnalistul. Bine, vă dați seama, deci totuși confruntările sunt din punct de vedere geografic în mic. Dar cam așa se întâmplă. Adică noi aveam niște percepții sau niște concepții sau niște evaluări despre războaie, care, mă rog, erau influențate de filme, erau de filme, pe care le vedem, făcute la Hollywood, influențate de legende, de PR, de... E, realitatea a demonstrat că războaiele se duc în acest fel. Da. Bun. Și trei minute. Trei minute. În trei minute mai avem doar, uh, bă, 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 vă mai spun și ce scrie Hot News despre situația din Ucraina, doar o secundă. Război în Ucraina, ziua 956. Atac cu valuri de drone rusești asupra Kievului și a altor regiuni ucrainiene. Cum încearcă Rusia să facă rost de și mai mulți soldați? Un avion rusesc a doborât drona S-70 cu care făcea echipa. Asta e o știre cumva relativ inter interesantă, nu e importantă, că nu, chiar nu e importantă, nu schimbă cu nimic ecuația războiului, dar se pare că, mă rog, într-o formație rusească de zbor, de atac uh, ilegal și neprovocat, un avion rusesc, Suhoi, a doborât o dronă cu care practic era totul tot rusească, cu care era în conlucrare, adică ei aveau un obiectiv comun, drona și Suhoiu, dar Suhoiu a doborât, Suhoiu rusesc a doborât drona rusească. E un eveniment cumva destul de cert și comentat pe plan internațional de ce s-ar fi întâmplat așa ceva, dar nu avem noi acum timp să intrăm și nici nu. Dar nu cred că este important, nu schimbă ecuația războiului. Um... Bun, există și ce a făcut uh, generalul Cavoli de la NATO, foarte tare generalul Cavoli, întotdeauna a fost tare, n-am auzit de la dânsul, de la domnia Salo Lozinci. n-am auzit din astea uh, în aripări, uh, entuziaste, nu, întotdeauna a vorbit foarte exact, foarte la obiect, foarte precis, foarte în concret. Domnul general Cavoli sunt fan. Așa. Uh, ok. Uh, nu, nu mai n-avem timp să mai intrăm în uh în detalii cu privire la asta. A, uite și ziarul, adevărul, acum văd că are pe pagina 1 urzeala voturilor. Nu e rău titlul. Cine are de câștigat prin eliminarea Dianei Șoșoacă din cursa prezidențială? Bun, sigur că e o întrebare. Adică asta e de fapt întrebarea. Cine are de câștigat? Răspunsul nu mi se pare atât de simplu și de decis sau de decisiv cum au unii. A, ah, uite, Arare Bogdan atac furibun la PSD. Blocarea candidaturii Diana Șoșoacă este un caz de exercitare a suveranității de către un grup. Sigur că te întrebi asta cel mână pe și Bogdan în această reacție. Preocuparea legitimă pentru democrație, valori, lege și așa mai departe sau îngrijorarea că în actuala conjunctură domnul Ciuc are șanse mai mici să intre în turul 2. De asemenea, nu o să dăm noi răspunsul la întrebarea asta. Da. Mă uit... Da, nu -i. Da, mă uit degeaba. Mai vreau să vă arăt și căutam, dar nu mai am timp. Man Press ne-a dus spre să scrisă. Vă mulțumesc foarte deosebit. Vă susțin.